Hei, salut dragilor și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi vreau să vă prezint un mic calendar advent din data de 25 decembrie până pe 31 decembrie. Și cam acesta este. Este de la Yves Rocher. Și cam așa se deschide. E foarte drăguț. Eu l-am primit acum de Crăciun, așa că hai să vă arăt ceea ce conține. Să desfacem prima dată 25-ul. O să foșnesc puțin, dar asta este. Iar pe data de 25 avem o ojă. Un bordo, un vișiniu. Interesant. O să o folosesc la pedihiură, probabil. Dar în sezonul rece, că vara folosesc gel și acolo. În data de 26 avem... Ce avem? Tot o ojă. De data asta așa un gold, un auriu. Este un top coat glitter. Gen, se pune după ce ai pus oja. Iar aici avem un primer, probabil iluminator. Sau... A închis. Cred că este un iluminator lichid. Da, să văd ce glow are. Me gusta. Nu știu cât se vede. Da. Nu prea se vede foarte bine pe cameră, dar credeți-mă pe cuvânt că se vede superb. În realitate, deci chiar e foarte fain. Iar la 28 avem un creion negru, simplu. La 29 avem un creion, un eyeshadow. Da. Și ăsta e tot gold. Da, superb. Chiar e frumos și ăsta. Și ăsta e foarte pigmentat. Nu știu cum să-l țin, că nu tare am lumina naturală. Pe data de 30 avem un mascara. Acesta, intens metamorfos. Așa arată și pensulica lui. Da, e foarte drăguț. Chiar arată bine. Și probabil și alungește genele. Iar ultimul, 31, ar trebui să fie Revelionul. Adică chiar este Revelionul. Este un... un ruj. Satinat roșu. Drăguț. Boala mea cu mirositul rujurilor. Da, e foarte drăguț. Și cel mai mult îmi place cum se închide așa. Așa arată. Foarte, foarte drăguț. De la Yves Rocher. Da. Iar aici, un cadou de Crăciun. Am primit așa. De la Giorgio Armani. Am primit un creion de buze. Într-o nuanță superbă. Așa arată.
Aici. Este un roz. Și eu chiar am o nuanță de ruj de la Maybelline, New York. Și este în aceeași nuanță și îmi place maxim de mult. E foarte drăguță nuanța. Iar aici am un fond de ten de la Yves Saint Laurent. Da, cum mă focalizează parcă. Este nuanța B20 și vine cam așa, cu paletica din asta. Tot de la Yves Saint Laurent, mai avem un ruj. Și este cam așa. Este nuanța Vernis Alevri 8, numărul 8. Este un corai cu puțin sclipici glitter în el, dar e superb și ambalajul e de vis. Bun. Ei bine, dragilor, acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Iar pentru mai multe clipuri, sugestii pe care vreți să mi le dați în ceea ce privește clipurile următoare pe care doriți să le filmez, vă rog să-mi lăsați acolo în comentarii sugestii și idei cu ce aș mai putea filma. Până data viitoare, eu v-am pupat, să aveți grijă de voi și dacă nu ne vedem până anul următor, vă doresc numai bine și un an plin, plin de realizări, fericire și bucurie în suflet. Pa, pa!